Tatăl lui Guguță este omagiat astăzi. Scriitorul adorat de copii, Spiridon Vangheli, împlinește 89 de ani, după ce a învins cu greu o formă gravă de COVID-19, iar unele instituții medicale l-au îngropat de viu. Spiridon Vangheli a trecut peste toate și se apropie de vârsta de 90 de ani. Astăzi este ziua de naștere a marelui Spiridon Vangheli. Vreau cu toții să îi urăm la mulți ani, multă sănătate și mulți ani înainte. La sfârșitul lunii februarie, Spiridon Vangheli a fost internat la Spitalul Republican Timofei Moșneaga în stare gravă. Ulterior, o știre falsă, precum că acesta a murit, a făcut înconjurul rețelelor de socializare. Știrea a ajuns și în plenul Parlamentului, unde deputații au ținut un moment de reculegere. Totuși, îndrăgitul scriitor s-a dovedit a fi mai puternic decât boala și a învins noul coronavirus. Cel mai cunoscut prozator pentru copii s-a născut în 1930. În satul Grinăuți, județul Bălți, astăzi raionul Râșcani. Creațiile lui au fost traduse în zeci de limbi, printre care cehă, japoneză, finlandeză sau hindi.